Poliția te-a oprit. Aveai 130 de km la oră în oraș. Ce le spui ca să nu îți ia permisul? Bună seara! N-am fost eu, domnul polițai. Era colegul de lângă, Moș Vasile, care trăgea căruța cu 130. Așa încet și bine, numai că avea prea mulți cai puternici. O putere să-mi ia la fugă. Și am început întrecerea între noi doi, între căruță și odace. Însă nu prins curba bine la stânga și ne-am trezit direct în metrou, cu roțile în sus. Și am început să ne dăm jos din mașină, să ne dezmeticim, să vedem în ce stare ne aflăm cu toții. Și deodată mi-a apucat o diarie de neimaginat și ce să facem decât ne-am dus la metrou. Să ne facem nevoile și noi, ca toți oamenii. Așa că am mers pe baie. Din păcate, trebuia să ne luăm bilet pentru a intra la baie. Scop era precis, numai că ținând cont că mașina era curată din sus, portofelul era pe mașină, acum l-am trimis pe Gheorghe sus să caute pe mașină răsturnată portofelul. Și a început să caute, noi tot țipam, hai mai repede, Gheorghe, mai repede, cum ne căcăm cu noi. S-a intimidat prea tare și l-a tras în părți, așa, să fie. Întrebându-l, ce-ai făcut, Gheorghe, ce-ai făcut? Nu mai pot! Hai mai repede, că ne ducem după tufiș, hai că nu ne vede nimeni. Și am început să fugim spre tufișul respectiv. Ne-am ascuns destul de bine, ne-am aplicat puțin. Și normal, de fiecare dată când vrei să faci nevoile, fix atunci se numerește să vină o persoană care chiar nu vrei să fie la momentul buton. Și ca de obicei, baba vine la tine și începe să te înjuri. Paște de mult!